Bună dimineața din nou tuturor! Încă de ieri am anunțat vreme în general instabilă în nord-estul, centrul și sud-estul țării. Așadar aici, mai ales după amiază și seara, vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40 până la 45 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi posibile pe spații mici. Îndeoseb ziua, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, local cu viteze mai mari, în Oltenia, Moldova și zona montană înaltă, în special a Carpaților meridionali. În Maramureș vom avea o nouă zi ploioasă și destul de rece pentru luna iulie, astfel maximele nu vor depăși 22 de grade în Sighetul Marmației, 23 în Baia Mare și 24 de grade în Satu Mare. Ploi vor mai fi astăzi și în Crișana, dar nu la fel de însemnate ca zilele trecute. Soarele se va arăta și el, urcând mercurul din termometre până la 26 de grade, atât în Oradea cât și în Arad. Nici bănățenii nu vor scăpa de precipitații, cerul va fi mai mult noros, iar în termometre nu vom avea mai mult de 23 de grade în Reșița, 25 în Lugoj și 26 de grade în Timișoara. În Oltenia cerul va fi variabil, ploi anunțându-se doar izolat. Maximele de astăzi vor atinge 28 de grade în Târgu Jiu și Râmnicu-Vâlcea și 29 de grade în Craiova și în Slatina. Pentru Transilvania, meteorologii anunță în continuare vreme instabilă cu ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Nici din punctul de vedere termic nu stăm foarte bine, așadar se vor înregistra doar 21 de grade în Miercurea Ciuc, 22 la Bistrița, 23 în Zalău, Cluj-Napoca, Sibiu și Brașov și 24 de grade în Deva și în Alba Iulia. În Moldova continuă să plouă și astăzi, dacă în jumătatea de sud se va mai arăta soarele din când în când, în nord cerul va fi acoperit pe toată durata zilei, iar precipitațiile vor fi abundente. Termometrele vor indica la prânz 19 grade în Suceava, 21 în Botoșani și Piatra Neamț, 23 la Bacău, 24 în Vaslui și 28 de grade în Galați și în Focșani. Pentru Dobrogea se anunță cer variabil cu norări temporar accentuate, mai ales în partea a doua a zilei. Vor fi ploi scurte de vară, însoțite de tunete și fulgere, dar și de vânt ce va sufla slab până la moderat. Maximele de astăzi se vor încadra în general între 27 de grade în Sulina și 29 de grade în Tulcea. Intervale cu ploi și fenomene electrice așteptăm și în Muntenia, chiar dacă vom avea parte și de ceva momente însorite. Temperaturile vor urca astăzi până la 27 de grade în Pitești și Buzău, 28 la Ploiești și Slobozia, 29 în Călăraș și 31 de grade în Alexandria și în Giurgiu. În capitală șansele de ploaie vor crește către amiază și seara, iar maxima zilei se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Zilele următoare aduc cer mai mult noros și o maximă de 30-31 de grade, atât joi cât și vineri. Chiar dacă am avut ceva mai multe ploi și au adus la pachet furtuni, descărcări electrice, vânt puternic și chiar grindină, vă pot da vestea bună că ușor-ușor acestea de mâine se vor mai domoli, nu de tot, dar va fi vreme în general mai frumoasă. Cam atât despre vreme momentan, să aveți o zi excelentă, băieți!